Lista rușinii a înjumătățit numărul datornicilor. De frică că vor apărea pe lista persoanelor cu datorii la stat, oamenii au început să își plătească restanțele. Dovadă stă faptul că lista s-a înjumătățit până la momentul publicării ei. Lista rușinii publicată de ANAF a avut efect încă înainte să fie afișată. Potrivit președintelui ANAF, Dragoș Doroș, românii care aveau datorii le-au plătit pe ultima sută de metri, pentru că nu și-au dorit să se regăsească pe această listă. Dacă în momentul publicării pe listă apăreau peste 185.000 de persoane, inițial numărul acestora a fost dublu. Această scădere a fost posibilă deoarece, pe de o parte, persoanele cu datorii au fost chemate la sediul ANAF, iar pe de altă parte, oamenii au venit din proprie inițiativă pentru a lămuri situația. Printre persoanele care au apărut pe lista persoanelor cu datorii la stat sunt și nume celebre. Printre aceștia se află și regele Mihai, care are obligații fiscale de peste 4 milioane de lei doar la bugetul de stat. Majestatea sa a contestat obligațiile fiscale restante către bugetul de stat, dar Curtea de Apel București a respins cererea depusă de regele Mihai. Pe lista care a fost publicată în luna mai a acestui an figurează puțin peste 187.000 de debitori, care au de plată 3,4 miliarde de lei. Din totalul acestora, fiscul poate recupera la acest moment circa 2,3 miliarde de lei.